Era odată un copil care visa să ajungă mare scriitor. Părinții erau încântați de asemenea aspirații, dar au vrut să se convingă de consistența visului. Ce înțelegi tu prin mare scriitor? Vreau să scriu lucruri simple, dar importante, pe care să le citească toată lumea și care să emoționeze pe toată lumea. Lucruri care să-i facă să cadă pe gânduri, să se gândească bine la ce au făcut și la ce n-au făcut. Să plângă, să urle chiar, să se zbată de durere, disperare și mânie. Un vis destul de ciudat, dar care i s-a îndeplinit. Lucrează la o mare firmă de IT și scrie mesaje de eroare. Și eu ar trebui să plâng astăzi pentru că este ultima ediție din acest sezon, dar prefer să mă gândesc la viitor și oricum știu foarte bine că niciodată, când veți căuta emisiunea de Ce-aș citi, nu veți primi acest mesaj. Dar pentru că este totuși o încheiere de etapă și un sfârșit de an și seara de ajun, ne-am gândit să avem un invitat cu totul special cu care să vorbim despre o problemă cu totul specială. Literatura română contemporană. Uniunea Scriitorilor din România are 2600 de membri, 19 filiale în țară și una la Chișinău. Numărul scriitorilor români contemporani este însă mult mai mare și nu-l cunoaște nimeni. Asta firește dacă acceptăm că oricine publică măcar o carte este scriitor. La urma urmei, Margaret Mitchell, Boris Pasternak sau Emily Bronte au scris cât un singur roman. Și ce romane. Aș fi vrut să vă ofer câteva cifre privind tirajele tipărite, respectiv vândute, de către scriitorii români în viață. Era să zic încă în viață. Dar sunt greu de găsit. Și editurile, și presa, și blogurile de lectură publică topuri, dar fără cifre. O rară excepție, o prezentare din 2020 a editurii Humanitas, în care am găsit inclusiv numărul total de exemplare pentru fiecare autor, recordul depășind 700.000. Prin forța împrejurărilor, adică această emisiune de 12 ani, numeroase prietenii printre scriitori, dar și interesul meu din totdeauna, știu destul de bine cum se scrie în România. Și mă bucur să vă pot spune că se scrie bine, foarte bine și excepțional. Am să ilustrez asta nu pomenind cărți ale unor autori bine cunoscuți, ci câteva titluri aparținând unor debutanți. Iluzoria Vulpea Fericirii, romanul colegei noastre din TVR, Doina Popescu. Culoarea Norocului, al regretatei noastre colege, Anca Fusariu. Viața TV, de Vlad Oncescu. Mișcarea de rezistență, de George C. Dumitru. Acum nu mai e debutant, dar atunci era. Ca și Ion Pleșa, cu Anotimpuri care nu se repetă. Ca și Dan Iancu, cu volumul de poezie, Tata, doar fotografii. Avem scriitori foarte buni. Avem nu puține cărți remarcabile, cu nimic mai prejos decât blockbusterele internaționale. Și avem cititori. Niciun om care a călcat în noiembrie în târgul de carte Gaudeamus sau la oricare alt târg similar românesc nu poate spune că nu se citește. Ce avem mai slăbuț este promovarea și, exceptând târgurile, managementul cultural. Am fost la lansări de carte fără carte. Nu glumesc, nu venise încă din tipografie, s-a lansat doar coperta, că aia venise. Lansări la care vorbitorul zicea, n-am apucat să citesc cartea, dar știu foarte bine pe autor, e un tip foarte tare, am fost la pescuit împreună. O lansare de volum cu mai mulți autori la care n-au venit toți autorii, o alta cu două edituri implicate, din care una a lipsit. Și apoi ieșiți pe stradă, după emisiunea noastră, și vedeți pe unde găsiți afișe cu cărți. Ne despărțim azi de Casa Ion Mincu, în care Ordinul Arhitecților din România a avut gentilețea să ne găzduiască încă un sezon. Este, sper din suflet, doar o despărțire temporară. Dar, oare există cărți despre marele arhitect? Da, există una din 1970, scrisă de Mihail Cafe, el însuși arhitect și profesor, dispărut dintre noi în 2016. Și o alta mai veche, semnată de Toma T. Socolescu, și el arhitect și primar al orașului Ploiești, care a avut de suferit împreună cu întreaga familie pentru că a refuzat să intre în PCR. Și există chiar și o editură universitară, Ion Mincu. Despre toate acestea trebuie să vorbim în sezonul următor, nu? Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vorbim despre literatura română contemporană. Și cred că astăzi aș fi putut să folosesc tot spațiul emisiunii pentru prezentarea invitatului nostru, Mircea Cărtărescu. Încerc totuși un super ultra rezumat, cu siguranță insuficient. Poet, prozator, eseist, critic literar, jurnalist, profesor la litere. A publicat peste 30 de volume, traduse în 23 de limbi, cea mai recentă fiind, dacă nu mă înșel,
în Amhară, limba vorbită în Etiopia. Absolvent al Facultății de Limbă și Literatură Română, face parte din grupul poeților 85 care au frecventat Cenaclul de Luni, condus de criticul literar Nicolae Manulescu, dar a participat și la ședințele Cenaclului Junimea, condus de Ovid Escroc Mălicianu. A debutat ca poet în, zic eu, celebru volum Aer cu Diamante, alături de Florin Iaru și de regretații Ion Stratan și Traian Tecoșovei. Este un teoretician important al postmodernismului românesc și un autor de succes atât în țară cât și în străinătate. Cărțile sale nu doar că devin bestselleruri, dar suscită adevărate dezbateri. Este cazul pentru Orbitor, Solenoid, Teodoros, pe care îl avem aici, și altele. Lista traducerilor este impresionantă și fără precedent în literatura română. Eu am numărat 120, s-ar putea să fie mai multe. În afară de poezie și proză, mai are volume de eseuri și publicistică, jurnale, a colaborat la numeroase volume colective și antologii și a și tradus, de pildă, versurile cântecelor lui Bob Dylan. Este distins de mai multe ori cu Premiul Uniunii Scriitorilor, a primit Premiul Academiei și câteva zeci de premii internaționale, cel mai recent fiind Premiul Phil de Literatură în Limbi Romanice. A fost de mai multe ori nominalizat pentru Premiul Nobel, ajungând inclusiv pe lista scurtă. Îți mulțumesc din suflet că ai venit la emisiunea noastră. Mulțumesc și eu, Călin, pentru foarte frumoasele cuvinte pe care le-ai avut până acum pentru biata mea operă. Și mă bucur că facem emisiunea asta împreună. Mă bucur de asemenea că am adus zăpada astăzi în jurul studioului, nu chiar în studio, pentru că pentru mine ziua în care ninge prima dată într-un an este întotdeauna specială. Cum ediția noastră se va difuza în ajun, eu consider că prezența ta aici este cel mai frumos cadou de Crăciun pe care putea să-l primească emisiunea noastră. Cum se scria înainte de decembrie 89? Apăreau cărți bune și foarte bune și respectiv cum se scrie în literatura română după decembrie 89? Sunt foarte mari diferențe care nu sunt neapărat estetice. Sunt diferențe de percepție culturală și de ideologie, în primul rând. Fără îndoială, înainte de 1989, relația obișnuită dintre scriitor și cititor era pervertită, pentru că pe lângă acești doi poli, să spunem, ai actului scriiturii și lecturii, mai intervenea unul care era cenzura ideologică și pe care o știm amândoi foarte bine pe propria piele, cum se zice. Însă aș vrea să spun un lucru, și anume că scriitorii români, care atunci erau organizații în Uniunea Scriitorilor, cum sunt și astăzi, au fost totuși un factor de rezistență, după părerea mea, cu excepțiile pe care le știm cu toții, pentru că nu există codru fără uscături, dar în general și în linii mari, scriitorii români și-au făcut datoria. Au publicat cărți, unele foarte bune, pentru publicul care abia le aștepta, pentru că aștepta și scrieri foarte bune din punct de vedere literar, dar și dezvăluiri. Cum știi, oamenii așteptau să li se spună adevărul și chiar dacă primeau uneori sferturi sau jumătăți de adevăr, tot erau foarte mulțumiți. Așa încât literatura în acea vreme, cum s-a spus, a avut și rolul de studiu sociologic, de interpretare economică, de interpretare politică și așa mai departe, în limitele cenzurii din vremea respectivă, dar uneori chiar depășind aceste limite și făcând unii scriitori făcând opere cu adevărat foarte curajoase. Literar vorbind, s-a scris destul de bine. Multe opere literare pot fi citite mai departe fără nicio problemă. Un exemplu este cel al scriitorilor din școala de la Târgoviște. Ei pot fi citiți integral și acum sunt strălucitori, Mircea Horia Simionescu sau Radu Petrescu. Alții au făcut opere însemnate, ca Marin Preda sau ca alții din această zonă, care însă pot fi citite, aș spune eu, parțial, cu elemente care într-un fel făceau jocul ideologiei comuniste din perioada aceea, elemente peste care se poate sări foarte bine. Bună parte din aceste scrieri sunt însă, cel puțin parțial, și ele reușite estetic.
Deci eu aș spune că perioada comunistă nu a fost un deșert cultural și asta se datorează oamenilor de cultură, intelectualilor, scriitorilor din acea epocă, cei mai mulți rezistenți, mai mulți sau mai puțin, pe un anumit nivel al scării, știu eu, rezistenței împotriva ideologiei. Ceea ce spui despre literatura din acele vremuri e valabil de pildă și pentru teatru, da? Oamenii mergeau la teatru, ne amintim foarte bine. Cu paltoanele pe ei. Cu paltoanele pe ei și uneori și cu mănușile în mână, nu mai vorbim de bieții actori, pentru a afla, cum zici tu, adevărul, pentru a se bucura de cât se putea spune public atunci, dar aș vrea să te întreb, și oarecum și în film, în unele filme a existat această valoare care nu a depins de context. Cum mai răspunde însă celor care au susținut după 89 că ar fi trebuit ca artiștii să boicoteze sistemul, fiind un sistem opresiv, cenzurat și așa mai departe, și că mai bine nu s-ar fi scris deloc? Din punctul meu de vedere, ar fi fost o lipsă de respect pentru public, în primul rând. Publicul aștepta literatură română. Asta este dincolo de orice îndoială. Publicul avea nevoie, și nu doar de literatură, exact cum spui tu, de toate scrierile, toate operele din toate domeniile artistice. Aștepta film bun, aștepta teatru bun și așa mai departe. Și, într-o bună măsură, aceste lucruri s-au făcut și, firește, au contribuit la acea menținere a unei tensiuni. A unei tensiuni care face diferența între viață și moarte. Publicul nostru și sfera artistică românească nu au pierit, nu au murit, n-au trebuit reinventate acum. Ele au menținut o continuitate și, aș spune eu, au menținut un tonus muscular al societății. Și cred că este un lucru important. Și aș vrea să spun că pe lângă această menținere a tonusului au existat cu adevărat și opere foarte curajoase. Opere care au spus într-o formă mai directă sau mai boalată ceea ce trebuia spus în epocă. Firește, se știe foarte bine că toleranța cenzurii în fiecare țară comunistă a depins foarte tare de gradul opresiunii. Așa încât în Ungaria sau în Polonia sau în Cehia sau în Republica Democrată Germană a existat o dizidență mult mai mare din partea intelectualilor, pentru că ei nu riscau atât de mult cât riscau în Rusia, în Moldova, în România și așa mai departe. Dar, după părerea mea, având în vedere riscurile pe care și le luau scriitorii, ei au făcut foarte mult. Iar unii dintre ei au și plătit aceste riscuri. Mulți au și plătit, da. Cu interdicție, cu domiciliu forțat, foarte multe alte lucruri. Absolut. Pe de altă parte, în comparație dintre ieri și azi, există acum ideea asta oarecum obsesivă, că nu se mai citește cum se citea înainte. Care este părerea? Care este, de fapt, gradul tău de cunoștință? Ce ne poți tu spune despre acest lucru? Cred că nu se mai citește nici cum se citea înainte, nici cât se citea înainte. Dar suntem în altă lume. Trebuie să ținem seama de lucrul ăsta. Suntem în altă lume din multe puncte de vedere. În primul rând, într-o situație de totalitarism sau de guvernare cu mână forte, sunt atât de puține mijloace de entertainment, încât cartea devine centrală. Cartea devine centrală. Ăsta este un paradox al lumilor totalitare. Cartea devine deodată extraordinar de importantă. Pentru că nu există televiziune, nu există alte mijloace de distracție, nu există muzică adevărată. Trebuie să stai cu urechea lipită de posturi de radio din vest, din Occident. Și ele bruiate. Așa, și ele bruiate. Nu ai ce să faci. Pur și simplu nu ai ce să faci. Ești ca într-o celulă de închisoare în care te învârtești în jurul camerei. Și atunci o carte. Gândește-te la parabola lui Stefan Zweig. Cu jucătorul de șah, cel care este într-o celulă și găsește o singură carte, care era un manual de șah și ajunge să-l învețe pe de rost în ani de zile de pușcărie, n-având nimic altceva de făcut și devine un mare șahist. La fel, oamenii cei mai simpli în România, rudele mele, care erau oameni simpli, ca și părinții mei, citau foarte mult. Și ce citeau? Citeau capodopere, pentru că
literatura asta obișnuită, trivial literatură, cum se zice, care e citită de oamenii fără un mare orizont cultural, asta nu exista. Aproape că nu se publicau romane de aventuri, de capă și spadă, erotice, polițiste și așa mai departe. Și atunci oamenii râdeau cu Don Quixote și plângeau cu Ana Karenina. Deci, nu vreau să idealizez nimic, dar asta era adevărul. Am o nașă a mea de pe vremuri, care nu avea niciun fel de educație, dar citea Merdich. Adică citea literatură foarte înaltă, pentru că nu găsea alta. Astăzi lucrurile sunt foarte diferite din multe puncte de vedere, pentru că libertate înseamnă și libertate de alegere. Și chiar la ambara de șoa, cum se zice, ai atât de multe de ales. Poți să-ți umpli viața cu atât de multe lucruri. Suntem în zona, știu eu, mediilor de socializare, suntem în zona Netflix-ului, suntem bombardați. Înainte vedeai un film pe săptămână. Se dădea sâmbătă un film, sâmbătă seara. Duminică se dădea un serial. Dar atât. La cinematografe toată lumea vedea același film, pentru că veneau filmele odată și țineau 2 săptămâni, 3 săptămâni, până le vedea toată lumea. Acum nu mai vede nimeni aceleași filme. Fiecare, stând în bula sa, își extrage din toate locurile ce îl interesează, ce îi place. Și atunci, timpul necesar pentru a citi o carte se reduce extraordinar de tare. În plus, cartea nu poate face față concurenței civilizației imaginii. Se și spune, o imagine face cât 1000 de cuvinte. Noi suntem hipnotizați de filme, suntem hipnotizați de imagini, suntem hipnotizați de sutele și miile de poze pe care le scrollăm, ca să zic așa, în fiecare zi pe Facebook sau pe alte medii, pe Instagram, pe TikTok. Așa încât, întorcându-ne la carte, ne dăm seama că ea a devenit puțin străină pentru noi. A devenit ciudată, a devenit ca un templu antic, în care intri, dar nu știi ce trebuie să faci. Nu știi, sunt niște hieroglife stranii, nu știi cum să le tratezi. Și pentru foarte mulți oameni tineri care s-au născut cu ecrane în mână, cu telefonul mobil, cu tabletă, cu PC și așa mai departe, cartea a devenit un lucru poate încă prestigios, dar ciudat. Mulți tineri simt că nu mai e lumea lor. Mulți tineri nu mai pot citi, de fapt. Nu, e un deficit de atenție în întreaga lume astăzi. Nu mai pot citi nici 5 rânduri pe Facebook sau pe TikTok, unde se uită ei, dacă mesajul depășește 5 rânduri, 7 rânduri... Și apelează la prescurtări. Nu mai citesc, nu mai pot citi. Și atunci, de unde acea atenție specială, concentrată, creativă, de care ai nevoie când citești o carte? Pe de altă parte, nu putem neglija faptul că atunci apăreau incomparabil mai puține titluri decât astăzi. Iar astăzi, un tânăr care, hai să spunem că intră într-o librărie, vede acolo câteva mii de titluri. Și da. Ai spus mai devreme că e ca un templu în care nu știi ce să faci. Cum putem să-i ajutăm să știe ce să facă? E vorba de educație aici, firește. Continuând ideea mea, s-a schimbat nu numai cât citim, ci și cum citim. Sunt, firește, mii de cărți, exact cum spui, intri într-o librărie și ai impresia că continuă civilizația Gutenberg, nu? Sunt mii și mii și mii de titluri. Însă vei observa că cele mai multe dintre ele nu se pretează lecturii, propriu-zis, ci cititului. Eu fac o mare diferență între citit și lectură. Cititul este cel pe care este activitatea pe care o faci cu o carte în mână ca să-ți treacă timpul, mai mușcând dintr-un sandwich, mai ducându-te și luându-ți o bere sau o altă băutură din frigider și așa mai departe, lăsând cartea, luând altă carte, iar lăsând-o și pe aia, luând alta, ca să treacă timpul, în mod plăcut, cum spune cronicarul, nu e mai dulce zăbavă decât cititul cărților. Dar lectura e altceva. Lectura este creatoare. Și aș spune eu că ăsta e misterul cărții și minunea cărții. Un film îl poți vedea pasiv, o carte nu o poți citi pasiv, o carte adevărată.
O carte adevărată o construiești tu însuți. De asta se spune că doi oameni nu pot citi aceeași carte. Chiar dacă e același titlu, același autor, dar ei își construiesc fiecare din propria lor substanță interioară, din amintirile lor, din, știu eu, din idiosincrasiile lor, își construiesc o carte unică și irepetabilă, care este cartea fiecăruia dintre noi. Noi doi, Tudor, dacă citim, știu eu, procesul lui Kafka, citim două cărți total diferite. Ne-ai adus astăzi cartea cea mai la modă, aș îndrăzni să spun, dacă nu te supără expresia asta, cel puțin în mediile celor care citesc, Theodoros, și trebuie să spun telespectatorilor că mi-ai îngăduit să citesc eu câteva rânduri din ea. Eu am citit-o, aș avea multe de spus despre ea, dar cred că e important este să fie citită de către oameni. N-ai ajuns stăpânitor al lumii și pantocrator pentru că slujba aceasta era la vremea ta deja dată, lui Hristos în ceruri și reginei Victoria pe pământ. Nimic nu mișca pe hărțile lui Mercator, unde lumea rotundă era strivită pe hârtia dreaptă, fără privirile lor ce ajungeau până și în cămările de taină, în paturile și în visele prinților și prințeselor, plăpumarilor și plăpumăreselor, porcarilor și porcăreselor lumii, ce devenise de câteva secoli un alt nume pentru Imperiul Britanic. Când primise în cabinetul ei vestea morții tale, a negusului absurd de sângeros al Etiopiei, regina se întorsese spre Disraeli, proaspătul ei prim-ministru, care i-o adusese, iar el ridicase din numeri. Imperiul nu se simchisea de țara ta, de creștinătatea ei neagră, de episcopii ei ce nu recunoșteau evangheliile, de frumusețea ei despre care se spunea că e neasemuită, dar fără drumuri și poduri pentru cel ce ar fi vrut să o vadă. Hic sunt leones, scria pe hărți în dreptul țării ce avea leul casei lui Iuda pe drapel. Lei în pustie, grămadă unii în alții, săcăiți de muște, căscând cu gurile lor uriașe, lingându-și puii ce încercau să-i muște de cozi. Mărunta criză fusese stinsă de generalul Napier cu cei 30.000 de soldați ai lui, contingent ce părea acum prea mare și prea costisitor pentru ce avusese el de făcut, dar, și asta conta, victorios contra negusului ce o insultase pe majestatea sa și imperiul. Spune-ne câteva cuvinte despre cum ai scris această carte. Da, m-am mirat foarte tare când ai spus că este o carte la modă, pentru că percepția mea e că e o carte deja uitată. Mi se pare că foarte, foarte puțină lume în ultima vreme se mai referă la ea. Eu mai fac scrolling, așa cum spuneam, sau browsing pe Facebook. Nu mai văd nicio știre despre această carte. Nici nu mai vorbesc de critica literară, nu mai aștept cronici sau lucruri de felul acesta. Au fost câteva, e adevărat. Însă, pentru mine asta nu înseamnă mare lucru. Eu sunt foarte fericit că am scris-o. Sunt foarte fericit că ea există, chiar dacă nu va mai fi citită. Până la urmă, nicio carte nu va mai fi citită la sfârșitul vremurilor, ca să zicem așa. Dar este o minune că poți să spui, iată, această carte s-a folosit de mine ca de un portal și a ieșit în lume. A ieșit în lume așa cum se naște un copil. Pentru mine e întotdeauna foarte emoționant să mă gândesc la asta, să mă gândesc că prin mine și fără mine aproape, aș spune, câteva cărți au ajuns în lume și au ajuns în mâinile celor care trebuiau să le citească până la urmă. Theodoros este cu atât mai prețios pentru mine, pentru că este ca un copil făcut la bătrânețe, cum se zice. Nu sunt împăcat cu acest cuvânt, nu-l folosesc niciodată, dar la adânci maturități, ca să zic așa, când nu prea mai aștepți să scrii o carte, iată, groasă și impozantă. Dar mi s-a făcut acest dar. Am scris-o în primul rând într-o perioadă foarte grea a vieții mele, într-o perioadă de depresie adâncă. Și de asta nici nu știu cum făceam în fiecare zi să ies din această depresie și să stau o oră și jumătate la masă de lucru, să-mi scriu porția
de fiecare zi, astfel încât în 2 ani după pandemie să reușesc să termin, să duc la bun sfârșit cartea asta. Ca toate scrierile mele, ea este o carte neplanificată, deși pare foarte coerentă și pare ca un ceasornic, cu fiecare rotiță învârtindu-se în așa fel încât să se îmbine exact când trebuie cu celelalte rotițe, dar ca de obicei inspirația a contat extraordinar de tare. Aș spune că 80% din scrierea acestei cărți s-a datorat acestui proces de inspirație continuă. E ca și când aș fi scris un poem sau ca și când, într-un fel, dincolo de câteva mici investigații în privința unor date și locuri și lucruri pe care trebuia să le investighez, pentru că n-aș fi știut ce mâncau, cu ce se îmbrăcau și în cine credeau oamenii din Etiopia, de exemplu, în secolul al XIX-lea, am făcut mici cercetări. Dar iartă-mă că te întreb, eu nu cred că au fost mici. În cartea asta trebuie să aibă în spate o documentare spectaculoasă. Uite, Thomas Mann, de câte ori începea să, nu că m-aș compara cu el, de câte ori începea să scrie o carte, umplea literalmente o cameră întreagă de cărți, mii de cărți din care se documenta, din care citea un an de zile și apoi începea să scrie Iosif și frații săi, Muntele Vrăjit și așa mai departe. Eu n-am, firește, ca orice autor de astăzi, n-am avut nevoie să-mi umplu casa de cărți, dar am căutat de câte ori să-i bea prilejul. De pildă, doi prieteni se întâlnesc la o mănăstire din Abisinia, din Etiopia, și unul zice, hai să bem ceva. Ei, ce beau oamenii ăștia? Și m-am dus și am văzut ce beau etiopienii în secolul XIX. Apoi se duceau să-și facă închinările la o mănăstire. În ce credeau? În ce fel de creștinism credeau oamenii ăștia? Că ei credeau într-un creștinism foarte special, care seamănă și nu seamănă cu ortodoxia noastră orientală și așa mai departe. Deci m-am documentat în unele aspecte, în multe aspecte, dar altele le-am construit. De pildă, vorbesc aici de vreo cel puțin 20 de insule grecești pe care le descriu în amănunt. Ei, am fost în două dintre ele după ce am terminat cartea și mi-am dat seama cât de ciudat este că, sigur, aceste lumi existau, dar ele nu erau ca în cartea mea, erau altfel. Numai că în cartea mea ele sunt, aș spune eu, plauzibile. Sunt niște lumi plauzibile construite după niște lumi reale pe care nu le-am cunoscut. Am fost la Ghergani după ce am terminat cartea. N-am recunoscut nimic din Ghergani pe care i-am descris eu aici fără să-i fi văzut vreodată. Deci aș spune eu că în această carte e o combinație de realism destul de serios și de fotografii, fiindcă nu o să mă prins cu greșeli. Mulți au căutat, mulți au făcut investigații. Ia să vedem, există mănăstirea cutare din insula Zakynthos? Are ea 7 etaje înălțime? S-au dus, au căutat și au dat seama că nu, că e o carte serioasă, e un roman, chiar dacă e pseudo-istoric, e totuși istoric la bază, cu toată seriozitatea. Dar vreau să spun că n-am fost puchinos, n-am fost, cum să spun, un cercetător al realităților din această carte dublat de un scriitor. Nu, am fost un scriitor, cel mult, aș spune eu, dublat, dar aș spune însoțit pe sfert sau pe o zecime de un cercetător. Și cred că este o proporție mai bună. De fapt, romanul care pentru mine a fost un model pentru Theodoros, fără nicio îndoială, a fost Salambo. Salambo al lui Flaubert este modelul acestui roman. E o carte pe care am iubit-o extraordinar de tare, care m-a uimit mai mult decât toate celelalte cărți ale lui Flaubert. Și iată că această lectură a mea din adolescență a dat roade târzii. Care au fost sentimentele de după ce ai încheiat cartea? Te-ai simțit sleit, terminat, nu mai scrii niciodată sau altfel? Am dat cartea, manuscrisul, deocamdată. E o carte scrisă pe computer față de alte cărți ale mele scrise de mână. I-l-am dat Ioanei, soției mele, ca de obicei. Ea îmi citește toate cărțile, eu îi le citesc pe ale ei. Și reacția ei a fost atât de entuziastă încât mi-a dat și mie aripi.
Adică, cum să spun, m-a pus emoțional pe linia de plutire și am căpătat curaj, apoi am dat-o editurii, reacțiile au fost bune și acolo. Și, ce să spun, a fost și o ușurare foarte mare când am terminat-o, pentru că are 600 de pagini, totul, nu scrii în fiecare zi o carte ca asta. Și a fost în același timp și progresiv până astăzi și o mică disperare, așa, pentru că, într-adevăr, exact cum ai spus, cartea asta nu poți să o mai scrii încă o dată, cum nu mai poți să scrii nici celelalte cărți ale tale încă o dată. Trebuie să găsești mereu altceva. Nu poți să scrii Teodoros volumul 2, fiindcă n-ar fi frumos. Teodoros se întoarce, fiul omului pisică, cum se zicea. Nu. De un an de zile, mintea mea aleargă. Tu ai făcut gazetărie, știi cum e când cauți un subiect. Ești disperat de la o săptămână la alta să găsești un subiect, când ai o rubrică. Exact așa, mintea mea, fără participarea mea conștientă, să zic așa, fuge tot timpul după subiecte. Caută ceva care să merită să fie scris, pentru că asta e problema. Eu pot scrie. Pot scrie orice fel de carte, în principiu și teoretic. Dar ce mai poate fi spus având sens? Având sens, ce așteaptă oamenii astăzi? Ce carte așteaptă oamenii astăzi ca să o citească în sensul lecturii, nu al cititului, cum spuneam? Asta e greu de înțeles. Unde vei găsi cuvântul ce exprimă? Exact, exact. Unde îl vei găsi? Unde vei găsi cartea care va fi și ea bine primită și bine citită? Aș vrea să ne întoarcem puțin acum la cei care citesc și mai ales la tineri. Un invitat al emisiunii noastre, scriitorul Liviu Surugiu, i-a dat un test, să zic așa, fiicei lui, știind că vine la emisiune, spune și mie repede 10 cărți pe care le-ai citit. Și chiar a făcut o listă de 10 cărți, deci nu era o necititoare, dar surpriza a fost că 9 dintre ele erau în limba engleză. Cât de răspândit este, mai ales că ești profesor, fenomenul ăsta printre tineri de a citi în special literatură străină și eventual chiar într-o limbă străină? Mulți tineri acum sunt bilingvi, de fapt. Ei repetă într-un fel situația, sigur, comparezon, neparezon, dar repetă situația din secolul al XIX-lea, când aristocrații erau bilingvi de asemenea. Chiar de curând am aflat că un urmaș al unor aristocrați, un bun prieten al meu, continuă să vorbească franțuzește cu părinții lui, fiind fiul, nepotul, strănepotul unei mari familii boierești de la noi. În secolul al XIX-lea era situația generală. La fel acum, copiii care se duc pe TikTok sau pe alte rețele, ei de fapt fac parte dintr-o lume globalizată care se exprimă în engleză. Și aș spune eu că într-un anumit tip de engleză, o engleză foarte vie și foarte proaspătă. Noi am învățat engleză, dar așa, la nivel, știu eu, cultural, intelectual, pe când ei vorbesc, cum vorbesc cu oamenii în fiecare zi pe stradă, în Statele Unite sau în Marea Britanie, discurs din care eu îți mărturisesc că nu înțeleg absolut nimic. Pentru că folosesc inclusiv expresii... Da, nu înțeleg nimic. Pot citi o carte în engleză, pot ține o conferință în engleză și am ținut conferințe în engleză aproape tot timpul anul ăsta, dar nu înțeleg ce vorbesc cu oamenii pe stradă, decât foarte puțin. Ei trăiesc în acest mediu. Pentru ei e foarte normal să citească cărți în engleză, pentru că ei au crescut citind cărți în engleză, Harry Potter și toate cărțile pentru copii, Roald Dahl și așa mai departe, ei le-au citit în mare măsură în limba engleză. Deci nu asta este problema, aș spune eu. Problema e să le dai acestor tineri cărți destul de bune în limba română. Cărți destul de bune care să le satisfacă nevoia lor de lectură, ținând seama de felul în care a progresat, să zicem așa, au progresat oamenii tineri în ultima vreme. Felul în care ei percep realitatea, fiindcă știm că nu mai percep ca noi. Există aceste cărți? Eu cred că ele există și cred că nu trebuie să faci ceva foarte, foarte special pentru asta. Cred că trebuie să fii bun literar, trebuie să fii interesant, trebuie să fii
să poți fi înțeles și de Homer, să zicem, dacă s-ar face minunea să renască astăzi, și de un copil de 12 ani, fără mare educație de astăzi. Firește, e mai ușor de spus decât de făcut lucrul ăsta, dar există cărți și în literatura pentru copii, pentru tineret, există cărți și obișnuite pentru adulți, care îndeamnă la lectură și care sunt cu adevărat foarte interesante. Mai avem puține minute, timpul a zburat foarte repede din cauza ta, firește. Sper că datorită mie, da. Și sunt cel puțin două lucruri pe care vreau să ți le mai aduc în față, să te întreb. În primul rând, 2023 a fost pentru tine un an foarte bogat, inclusiv în călătorii, inclusiv în lumi care noi le-am putea numi exotice. Ce aștept la 2024? Da, a fost un an foarte, foarte bogat pentru mine. Mă mir că am scăpat viu, ca să zic așa. A fost un an de călătorii continue, între care trei turnee mari, unul în Statele Unite, altul în Italia, altul în America Latină, plus nenumărate alte călătorii și în Europa și în România. Nu mai aștept atât de multe călătorii pentru că m-am săturat, drept să spun. Vreau să mai stau și să scriu exact despre ce vorbeam. Aștept, cum spunea Ezra Pound, a song. Unul dintre poemele lui este foarte frumos pentru că se termină cu acest strigăt. A song, a song. Mai dăruiește-mi o carte, Doamne, spune el. Aștept o carte care să-mi fie dăruită. Aștept să mă apuc de ceva cu adevărat. Am făcut niște începuturi și să pot face lucruri pentru care cred eu că sunt făcut, de fapt, să pot deschide iarăși acel portal de care spuneam, prin care să pătrundă în lume o altă carte. Și puțin mai aproape, Crăciunul, ce ai vrea să-ți aducă Moș Crăciun? Cred că am tot ce ar putea să-mi aducă Moș Crăciun. E o perioadă din an care pe mine mă bucură, aș spune mă fericește extraordinar de tare, ziceam, de când a început prima zăpadă și sper să o țin așa, cât timp ninge eu sunt absolut fericit. Și, ce să spun, iubire și pace în lume, pentru toată lumea, cum spuneau cei din călăuza lui Tarkovski. Ce poți cere altceva? Iubire și pace. Cred că asta doresc și eu tuturor. Literatura română contemporană, în afară de Mircea Cărtărescu. Eu sunt un tânăr care vrea să citească autor român în viață. Ne povestea aici Adina Popescu că, ajungând într-un manual și interacționând cu elevii care citeau manualul respectiv, învățau la școală despre ea, despre proza ei, au fost șocați să afle că nu este bătrână și nu are barbă. Deci avea o imagine de că scriitorii sunt ceva de demult. Ok. Literatura română contemporană, pentru un tânăr, pentru un adolescent, pentru un copil, are multe lucruri de oferit? Avem scriitori foarte buni? Eu cred că literatura română de astăzi e o literatură normală, cu scriitori foarte buni, scriitori medii și scriitori mai puțin buni, ca toate literaturile din lume. Eu nu împart scriitorii după naționalitate, îi împart esențial în scriitori buni și scriitori răi. Dacă un scriitor e bun, nu-mi pasă dacă e chirghiz sau e etiopian sau e român. Și cred că toți oamenii care sunt în această zonă literară gândesc la fel în toată lumea. Nimeni nu întreabă ce naționalitate e Vargas Llosa. E peruan, dar putea să fie absolut orice. Nu te întreabă nimeni. Nu te întreabă, ești român. Nimeni nu întreabă cum e literatura română. Întreabă, sunt scriitori buni acolo? Aveți scriitori buni care sunt competitivi cu ceilalți pe care îi putem vinde? Asta e întrebarea. Firește că și între scriitorii care trăiesc în România și scriu în limba română sau nu trăiesc în România și scriu în limba română, sunt foarte buni scriitori pe care îi știe toată lumea, în primul rând poeți, aș spune. Sunt foarte buni poeți români astăzi. Mă bucur pe asta. Și de asemenea prozatori foarte buni. Spuneai că împărțirea
pe naționalități este de la un punct încolo irelevantă. Cât relevantă mai este astăzi împărțirea pe generații? 80-ci, 90-ci, 2000-ci și așa mai departe. Contează pentru cititor vorbesc, nu pentru critică. Pentru cititor nu cred că contează foarte tare, dar într-un fel este normală această împărțire, pentru că există generații biologice care conviețuiesc vrând nevrând sau chiar cu bucurie câteodată, conviețuiesc în aceeași perioadă de timp, 2, 3, 4 generații poate biologice, și aceste generații evident au viziuni asupra lumii și asupra literaturii foarte diferite unele de altele, pentru că au trăit în epoci diferite și au suferit influențe diferite. Și atunci, de obicei, există în fiecare epocă o generație care are putere și din punct de vedere literar și din punct de vedere al instituțiilor și așa mai departe, care e generația cam între 30 și 50 de ani. Generația așezată, cea care se presupune că dă o imagine a epocii. Iar apoi aceștia sunt încetul cu încetul împinși la marginea lumii literare, vin alții din urmă cu altă viziune și așa mai departe. Pentru mine, care am prins, sau pentru tine, noi am prins vreo trei generații una după alta și am văzut tectonica lor și dialectica lor într-un fel, e un spectacol interesant. Pentru că îți dai seama că în același timp generațiile noi repetă aceleași greșeli față de cele vechi și au aceeași proporție de oameni buni și adevărați și de oameni care nu fac cinste niciunei generații. Și de asemenea îți dai seama de schimbările artistice care se petrec. Spiritul timpului este altul întotdeauna. O ultimă întrebare punctuală și personală. Ești născut pe 1 iunie, ca și soția ta de altfel, Ioana Nicolae. Cât mai păstrezi din spiritul copilăresc în tine? Și sunt născut cu o săptămână înainte de tine. Exact în același an, în aceeași lună, dar sunt ceva mai în vârstă. Mai sunt și alte diferențe. Aș zice că asta e fundamentală. Cât mai sunt copil? Până la capăt. Până la capăt. Nu știu cui să mulțumesc că mi-am păstrat inocența, naivitatea, poți să-i spui copilă reala, și probabil că le voi păstra întotdeauna pentru că ele mă definesc. Ele sunt ce cred că am eu mai bun, nu știu dacă imediat vizibil, pentru unii poate nu-i deloc vizibil, dar văzute cu ochiul interior, fără îndoială că așa este, că așa sunt. Eu sunt un om care a preferat, chiar riscând să fie, cum spuneam, naiv, a preferat să rămână un copil și să creadă în oameni. Îți mulțumesc frumos pentru acest mesaj, îți mulțumesc din suflet pentru prezența la emisiune. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, Tudor Călin Zarojanu vă dorește un Crăciun fericit și un an nou cât mai bun.